Astăzi a avut loc ședința Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu-Severin. Proiecte ample au fost discutate, printre care și faptul că, începând de astăzi, sălile de la Palatul Culturii Teodor Costescu vor putea fi închiriate, inclusiv restaurantul dotat la nivel european. Începând din acest an, sustenabilitatea pe fonduri europene a Palatului Culturii Teodor Costescu. Așadar, sălile aflate la teatru pot fi folosite și închiriate contra cost celor care au nevoie de aceste spații, inclusiv un restaurant aflat la demisolul Palatului Culturii de cea mai bună calitate. O ședință, zic eu, liniștită. Consilierii au dat dovadă și astăzi de seriozitate. Au votat în unanimitate proiectele importante de pe ordinea de zi. Vorbim aici de faptul că începând din acest an, sustenabilitatea pe fonduri europene a Palatului Cultural s-a terminat. De astăzi începând putem să folosim și să închiriem spațiile aflate la teatru, inclusiv restaurantul dotat la nivel european, restaurantul care îl avem la demisolul teatrului. Va fi și acesta scos la licitație, așteptăm oameni dispuși să-l închirieze, dar tot ce înseamnă săli, inclusiv sala în care ne aflăm, sala cea mare a teatrului, va putea fi închiriată contra cost celor care au nevoie de aceste spații. Ele au fost create și pentru cultură, dar în același timp pot să și producă și primăria asta face în acest moment, prin Palatul Cultural, scoate aceste spații la închiriere pe bucăți, pe zile, atunci când vor cei care au nevoie să vină. De asemenea, au fost aprobate și alte proiecte importante, precum regimul atribuirii terenurilor cu titlul de folosință gratuită pentru tinerii din municipiu, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru mai multe obiective de investiții, dar și regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice cu tarif pe oră.